Fac o mică introducere. El este Valentin. Ne-am întâlnit prima dată acum vreo două săptămâni. Nu prea vrea să fie în clipul ăsta și încă nu știm dacă îl postăm sau nu, să vedem la final ce este. Dar m-a contactat pentru o ședință de consultanță acum vreo două săptămâni. El voia să-și facă un magazin online și am reușit să-l conving să, să nu-și facă. Și acum el programase sau voia să facem următoarea ședință undeva pe 15. Și am zis, mă, dacă ai nevoie, uite. Hai să facem o ședință, o înregistrăm, de jumătate de oră și nu-ți au niciun ban. Așa că, pe scurt, ele Valentin este street artist, cântă la vioară în Italia. În ce oraș? În Roma, capitala Ora. Italiei. În Roma și vrea să vină acasă și să-și continue visul să cânte la vioară și să reușească să facă bani din chestia asta. Bun. Zim ce arde și de ce, de, de ce vrei să vorbești cu mine în ședința asta. Despre ce? Uh, păi, uh, da, salutare tuturor, toți cei care ne veți urmări. El este Daniel Saga, îl cunoaște cu toții. Eu sunt Valentin, în curând, Mr. Valentin. Uh, ce arde? Păi, uh, uh, arde facem o, facem o mică paranteză. Tu imaginează că nu se uită nimeni la noi, că vorbim doar noi doi, da? Da, da, da. da. Că poate să uh, se uită nimeni. Și ca să poți să, să nu fii stresat de lucrurile pe care le spui sau... Așa, imaginează-ți da. că nu se uită nimeni la noi. Da. Um, eu încerc de foarte mult timp să... să stau acasă cu, cu copiii mei, să-mi fac o carieră. Și marele meu vis este de a cânta la noi acasă în România. Pentru că oriunde am mers am fost și în Germania, am fost și în Anglia, am fost și în Grecia, am fost și în Italia. Efectiv oriunde am mers, nu, eu nu am putut să trăiesc ca alți oameni, știi, care migrează sau emigrează de acasă, nu știu cum să spun corect. Deci oamenii care pleacă de acasă, unii dintre ei reușesc să, să se adapteze și să vorbească bine, să... Eu mă oftic că nu reușesc să mă exprim. într în magazin și cer nu știu, o clemă, un ceva, un rahat și nu știu să mă exprim. Ies afară și sunt așa frustrat, știi? Uh -huh. Mă enervez în mine să țip. Și nu reușesc oriunde mă duc să, în primul și în primul rând, să trăiesc muzica lor și nu concep să trăiesc din alt fel de muzică, decât din muzica noastră și decât din țara mea, înțelegi? Eu, pentru că am acest dar de la Dumnezeu, dar mai sunt și alte persoane care eu, au, au altfel de scânteie. Nu, acum noi nu judecăm diaspora, noi nu judecăm ca în altă vorbim, vor vorbim strict de părerea ta personală. Nu, că... Să nu dăm nume, nu știi, ca să nu avem uh, raport pe canal. Uh, noi nu judecăm diaspora, nici oamenii din România, nici oamenii care au plecat din România. Fiecare no. își, alege desti, uh. își alege destinul său și Dumnezeu are o rânduială pentru fiecare în parte. Da, Noi vorbim acum strict de tine, dar ce, uh, ce simți tu? Că asta era ideea, că ce simți tu și de ce vrei să te întorci acasă? Că și eu am fost plecat aproape 11 ani din țară. Da. Niciodată nu mi-am găsit locul. Da? Deci, exact. Niciodată... Chiar dacă am încercat să, să pară că mă simt bine și că, că ajungi Bravo. în un punct în care justifici niște chestii și zici uh, bă, lasă că în România e rău sau în România sunt politicienii, nu știu cum. Și atunci... Îți justifici niște chestii, cum fac oamenii de cele mai multe ori în viață, și tu nu mai trăiești în linie cu credințele tale sau cu ce simți tu. Și de asta ajung oamenii să, să treacă prin viață, să treacă ani de zile, zeci de ani în multe cazuri, în care ei nu se regăsesc. Și nu sunt cu adevărat fericiți, dar au tot timpul o scuză. Da, da, am venit ca să-mi fac nu știu ce carieră, sau am venit să fac nu știu ce bani, că ce bani făceam eu în România. Dar până la urmă, ce e cel mai important în viața asta, că asta încercam să spun și ție. Important e când tragi linie, să te proiectezi la finalul vieții, la 80 de ani, Doamne ajută să trăim până atunci, și să zici, băi, ce îmi pare mie rău că n-am făcut în viața asta? Asta e cel mai important metric pe care, adică, tu la asta trebuie să te gândești la orice faci în viața asta. Odată, la ce ai crede tu despre tine la 80 de ani și cum, la, cum ai vrea să-ți vezi viața și la partea cealaltă, cum te vezi tu de la 8 ani? Cum se uită ăla de 8 ani la tine și te vede? Știi, cum ți-ai fi dorit tu, ca să, sau cum te-ai fi văzut tu când aveai 8 ani, 10 ani sau când ai început să gândești, la vârsta pe care o ai? Și atunci te uiți tot timpul, așa este o chestie la care să te gândești de acum încolo, tot timpul te uiți la pol, poli, ăștia doi, de la 80 de ani și așa. Și îți zic eu că din toți oamenii cu care am vorbit și în vârstă și m-am uitat la interviuri cu oameni care au trecut prin viață, și am prieteni care au o vârstă mai înaintată. Niciunul din ei n-a zis niciodată, bă, îmi pare rău că n-am făcut mai mulți bani în viața asta. Astea sunt niște chestii de moment și o să fac o paranteză după aia. Sunt niște chestii de moment la care tu ți le pui în viață din cauza presiunii oamenilor din jurul tău. Ce cred oamenii? Ce crede ăla? Ce crede ăla? Mai e o altă chestie la care trebuie să te gândești. Dacă banii n-ar conta, dacă banii n-ar fi o problemă, ce ai face tu mâine? Să zicem că ar trebui să faci ceva, să muncești ceva, da? Orice. Ce ai face tu dacă banii n-ar fi o problemă? Ce ai putea să faci în fiecare zi? La tine răspunsul e deja dat. Tu știi deja. Ai trăit asta. Cânt Aș cânta. Și atunci, care e următorul pas? Da? Deci tu te-ai identificat e cântatul, Ce e face să cânt. Care e următorul pas? Să găsim metode prin care tu poți să-ți asiguri măcar traiul necesar pentru o perioadă, pentru că după aia dacă faci un lucru un, pe o perioadă destul de lungă de timp și înveți și metodele prin care poți să faci bani din lucrul ăla, automat o să ajungi să faci bani. Este inevitabil. N-ai cum tu, care ai un skill pe care nu-l are toată lumea, să nu faci măcar banii cât de o zi de muncă, care să zicem că sunt, nu știu, în România 50 de euro. Deci nu ai cum, da. că dacă te duci și bați la uși la restaurante și te contactezi destule restaurante și îți mai faci chestia asta pe TikTok, cum am vorbit, să începi să, să te promovezi, să spui pui acolo uh, muzica în fiecare zi, oamenii o să vină la tine și eu sper că, uite, poate și în urma videoului ăsta, să ne contacteze oameni care au restaurante sau care au un business sau care au poate un, o companie de organizare, evenimente și care au nevoie de un violonist. O să vadă la tine pe TikTok cum cânti. Dar de asta zic, un om când vede ce faci tu, e mult mai ușor să vină la tine să zică, băi, Valentina, am văzut cum cânti. Uhum. Nu vrei să vii? Hai, hai și la mine la restaurant o seară pe lună. Poate unul are nevoie o seară pe lună, poate unul are nevoie două seri pe săptămână. Și atunci? Tu faci chestia asta și te expui ca oamenii să poată apela la tine să vadă deja ce faci. Ci? Există, uite, De chiar acum am făcut un video despre chestia asta și există cinci modalități prin care tu -ți găsești clienți și se aplică și la tine. Pentru că tu practic asta trebuie să-ți faci, să găsești clienți care să te plătească pentru munca pe care o depui. Și -aia așa, ai contactele reci. Adică te duci, asta poți să-ți notezi. Sunt contactele reci, dar te duci tu bați la uși. Aveți nevoie de cineva să vă cânte? Da, nu. Bun. Asta pot fi telefonic, pot fi pe OLX, pot fi direct contacte de la restaurante, pot fi prezența ta fizică să te duci la restaurante cu vioara să zici hai să-ți arăt, hai să-ți fac o strofă. Vorba bine, între da. Ghilimele. Așa. Da. După aia ai modalitatea 2. Creezi content. Adică, tu începi să expui pe internet ce faci tu, și poți faci asta ori pe YouTube, ori pe TikTok, ori pe Instagram, sau pe toate. Sau poți face un blog, sau poți fi invitat la niște emisiuni, nu știu. Uite, cum ai spus tu că o să fii la România au Talent în ce lună? Păi, în septembrie trebuie să dau. Trebuie să mă duc la. Suntem audiții. în septembrie. Anul viitor, pe, în septembrie? Nu, acum. 24-25. Ok. 24-25. Okay. Și în octombrie filmările, și în februarie se va difuza. Sfârșit de februarie, început de martie, că okay. atunci sure. se va difuza. Așa. Deci, asta ar fi modalitatea numărul 2. După aia e modalitatea numărul 3, care e reclama plătită. Tu să-ți faci reclama plătită, îți faci un site de prezentare, te ajut eu, și după aia îți faci reclama plătită. Când la evenimente XYZ. Și atunci oamenii te găsesc prin reclama plătită pentru că ajungi în fața lor cu produsul sau serviciul tău. După aia mai ai modalitatea numărul 4, care sunt afiliați sau parteneri. Oameni care. Și ăștia pot să fie, de exemplu, un prieten al tău, un impresar, un cineva care te cunoaște, un lăutar care zice, bă, uite, îți dau un pont să te duci la restaurantul X, dar îmi dai și mie 20%, sau îmi dai și mie 10%, sau îmi dai și mie o bere. Sau îl treci acolo că ți-am făcut un favor și când o să am nevoie de tine, îți-l fac și -o înapoi. Okay. Asta e o altă modalitate. Și după aia, modalitatea numărul 5, la care o să trebuiască să ajungi tu după ce intri în pâine, este recomandarea clienților. Când la o nuntă, te recomandă la un prieten. Băi, l-am avut pe Valentin, uite ce frumos a făcut. Ia numărul lui. Și dacă tu ajungi nu. în punctul ăsta, dar în punctul ăsta nu ajungi mâine. Pentru că tu, în loc să îți faci contactele astea și să treci prin etapele astea în România... Tot timpul pe care tu îl petreci în altă parte făcând altceva, îți amână punct, momentul în care tu o să ajungi acolo. Pentru că atunci când... Tu știi că lăutarii la noi nu-și fac reclamă pănicării, cântăreți. Foarte puțini își fac reclamă, aia care nu știu să cânte. Dar aia care cântă, le sună telefonul și știi că sunt, acum mai ales după ce s-a terminat pandemia, sunt or organizați și programați pe o perioadă nedeterminată, până anul viitor. Hai să le spunem oamenilor, să nu dăm un nume, să dar concret așa în două cuvinte, a fost o personal, este o personalitate la noi în România, acum 20 de ani, a fost înregistrat pe ascuns, el nu știa, a fost înregistrat pe ascuns la o nuntă, după aia s-a mixat, s-a editat în studio, n-a ieșit ce trebuia, el oricum, de, din natura sa, el este un cântăreț extraordinar, și după ce s-a publicat acea piesă Înainte, acum 20 de ani, nu prea era cu internetul, aproape deloc. Casete, CD-uri. După ce s-au publicat acele casete și CD-uri, omul ăsta a fost sunat în fiecare zi de fotbaliști, de afaceriști, de și așa mai departe. Acum 20 de ani. Da, dar trebuie să treacă un timp. Asta îți mai spuneam și o dată trecută când am vorbit. Dacă eu când am lucrat în imobiliare la început, primul an nu suna deloc telefonul, că nu mă cunoștea nimeni. Mă întâlneam cu oameni noi în fiecare zi, dar încă nu m-am așezat în capul lor ca fiind o persoană de contact. Trebuie să treacă timpul ăla și cred că la început o să fie greu. Dar tu trebuie să tragi în fiecare zi pentru chestia asta. Este Așa, Știi ne? care este uh, problema în muzică? Unii dintre persoanele care practică serviciul ăsta cunosc porțile Oarecum, ușile și porțile sunt deschise. E ciudat, dar așa este în business-ul ăsta, în industria asta. Ușile și porțile oarecum sunt deschise în afara sezonului. Sezonul este după Paște până de Crăciun. Așa. Și atunci sunt, știi și tu, că atunci sunt nuțile, botezurile, petrecerile. Ok, hai să atunci spunem, sunt... hai să facem o comparație, da? Restaurantele de la mare Ok. Ce sezonă? Iunie, iulie și cu august. Cam așa. Trei luni, da? Tot anul? Da. Dar ei tot anul trebuie să plătească chirie la restaurant, că nu poate să-l să, -l, să -l închidă și să-l mute și după aia să-l aducă înapoi. Exact. Da, trebuie să, probabil nu o să angajeze oameni dacă îl închid de tot, dar poate mai lasă așa, poate pe seară sau așa. Adică consideră că în celelalte nouă luni ei abia să scoată cheltuielile, mai ales dacă se adresează pieței locale. Și de ce fac asta? Pentru că în alea trei luni de zile ei încasează pentru tot anul. Exact. Așa trebuie să te gândești și tu la partea asta cu lăutăria. Și nu este neapărat obligatoriu așa. Pentru că în afara sezonului de nunți și botezuri, tu ai zile de naștere, ai restaurante, ai cine, ai internetul, unde poți să faci content și de unde poți să faci niște parteneriate. Poți să te duci la o emisiune, poți să fie niște petreceri private, deci tu trebuie să fii peste tot. Înțelegi, trebuie să-ți găsești clienți ca tu să poți lucra bine. Poate nu la aceeași intensitate ca vara, dar în extra sezon tot să mai ai ceva de făcut. Poți să dai lecții de vioară în timpul în da. care sezonul nu merge. Știi? Știi că din noiembrie până în februarie nu ai nicio nuntă, niciun nimic, îți pui toți așa. Am, dacă ai un following deja, postezi acolo la tine. Uitați, între, am niște cursuri avansate pentru copii sau pentru adulți sau nu știu ce de vioară, începând din noiembrie până în februarie. Și atunci pot să mai încasez niște bani de acolo. Uh, sigur. Eu acum trebuie să plec acasă și să am hotărât că o să încerc. Mi-am luat deja bilete pe 20 septembrie dus și m-am și pregătit dacă nu va funcționa o să mă întorc. Cât timp îți dai tu pentru nefuncționarea asta? Testul ăsta? Uh -huh. Când ajung acasă, pe 20 ajung acasă, 24 am o probă într-o formație, care proba asta e direct la nuntă. Uh -huh. da, așa, dacă primesc o confirmare de acolo și de la România au talent, pentru că pe 25 o să mă duc la probe la România au Talent Am nevoie de aceste două confirmări okay. dacă, am primit, dacă am primit aceste două confirmări, uh, dau înainte Bun, dacă și dacă, acest... dacă nu primești aceste două confirmări, ce se întâmplă? Uh, eu m-aș întoarce M-aș întoarce Atât? Aș aici, iarna Atâta? Păi meriți, da. mă, să stai acolo Dacă atâta <laughs> trebuie să renunți la visul tău De a sta în România cu copiii tăi, meriți Stai acolo Păi eu o să mai încerc o dată, știi? Nu, există, mă, asta e încercare, mă duc la două interviuri. Du-te, frate, la 150 de interviuri. Muncești în fiecare zi, că muncești, de cât se muncești în fiecare zi pe stradă acolo? Uh, 8 luni pe an. Nu, dar de cât timp? De vreo 10 ani, când pe străzi. Bravo. Și nu ești <laughs> în stare să dedici uh, niște, ni niște luni, niște ani de zile... Pentru visul tău, care e să fii la tine în țară, lângă familia ta și să poți să faci un ban? Eu asta nu, asta nu înțeleg. Ca ok, asta e... te-ai dus după o zi pe alta. Hai că până mâine, până mâine, până mâine. Dar dă mai mult timp pe partea asta la altă. Pentru că, deci, tu trebuie să înțelegi aici că singurul factor de decizie ești tu. Ce decizie iei tu. Nu e universul care îți spune ceva. Că tu dacă spui pui capul și ambiția... Poți să faci în România ce vrei tu. Da. În viața asta, în general, ți-am mai spus, în viața asta poți să faci ce vrei tu, dacă ești dispus să depui efortul necesar. Și poate efortul ăsta o să însemne că la început nu o să faci atât de mulți bani. Da. Dar ideea este că tu trebuie să fii în joc, trebuie să fii aici, ca oamenii să te cunoască. Asta dacă tu îți dorești cu adevărat chestia asta. Nu trebuie să existe niciun plan B. Trebuie să-ți arzi toate podurile îi spuneam unui prieten de al meu care era ba în România, ba în Anglia, ba în România, ba în Anglia. Venea câteva luni, se plictisea, iar venea în România, ai că încerc să fac ceva în România. Să te o lună, două aici, a, nu mă apucă, s-ar putea să plec chiar. Iar a plecat că a făcut asta de vreo 4-5 ori. Și am zis la un moment dat, să te am de vorbă cu el, am zis, Băi, băiatule, tu trebuie să iei o decizie. Ca asta e cea mai mare problemă la oameni. Tu ești indecis. Nu faci nimic nici acolo, nici aici de ani de zile, pentru că nu te-ai decis să te stabilești undeva. Dacă te stabilești în România, ardeți Pașaportul cu Anglia și apucă-te și fă ceva în România. Dacă nu, dai drumul în Anglia și să nu te mai văd 5 ani de zile până nu vii cu ceva. Că da. te plimbi, s-ar putea să o fac, dar le faci când ai un plan B, le faci și faci lucruri cu jumătate de măsură. Și tu trebuie tot timpul să te gândești, bă, ce fel de viață vreau eu să am. Că mi-ai spus că ce se întâmplă pe străzi și că ba, poliția, ba, cu un drogat, ba, cu furturi, ba, cu certuri, ba, cu nu știu ce. Înțelegi? Uite, ai făcut face asta de 10 ani, asta e cel mai bun. Uh, cel mai bun motiv să te gândești unde ești, cât timp ai lucrat și ce rezultat ai. Tu, dacă mâine dispar de acolo, gata. Adio, bani. Tu dacă mâine nu te duci pe stradă, dai o bani. Adică n-ai nimic în 10 ani. N-ai o reputație, no. nu te cunoaște nimeni, nu te sună nimeni. Nu ești pe stradă, nu nimănui nu-i pas. A fost, n-a mai fost. Cine știe, o fi plecat în altă parte, când în altă, în alt loc. Dacă îți creezi o reputație undeva și unde îți faci niște relații, începi să vorbești cu oamenii, că tu, ești, tu știi să vorbești cu oamenii. Știi să te prezinți? Da. Te-am văzut atunci când tână la nuntă, prezentabil, frumos, cămașă, stil. Și nu ești un aurorac după stradă, te duci și fuge lumea de tine. Te duci, știi să vorbești, știi să păstrezi o relație, ai deja ceva cultură de afară. Și dacă știi da. să faci chestia asta cu oamenii, automat începi să-ți faci relații. Relațiile astea, cunoști pe cineva, te duci în altă parte, bei un păhărel cu nu știu cine. Băi, hai să vii și la mine, că am și eu, sau am și eu un cumătru, nu știu pe unde. Dar scriezi, se creează chestia asta în jurul tău. Cam, cam asta este diferența între Occident și România. Că în, în România poate că reușești să o duci mai bine decât ca în Occident, dar trebuie să îți creezi relații. Astea sunt cele mai importante. Nu poți să faci nimic în viața asta fără relații. Deci nu e ca în Anglia sau cum sunt eu aici în și Italia. în Anglia e aceeași bine. chestie. Eu în Anglia am reușit să dau înainte când mi-am făcut relații. Am stat trei yeah. ani, ani de zile în Curugol, că <laughs> nu reușeam să mă prindă nimic, și până nu mi-am făcut niște prieteni, și până nu m-am dus în niște cercuri și așa, n-am reușit, pentru că nu știam cum se întâmplă lucrurile, nu știam, nu aveam pe cine să întreb. Băi, ce fac și eu aici? O recomandare. Adică eu mi-am deschis în Anglia firma de construcții dintr-o recomandare un prieten al meu pe care l-am cunoscut la un restaurant, avea, era restaurantul lui, m-am un prieten cu el și la un moment dat mi-a zis, bă, uite, am un prieten, un alt prieten care are nevoie de ceva depozit de făcut. Știi pe cineva? Și eu, da, cum să nu, ai că rezolv. Așa s-a întâmplat, așa a început, din relații. După aia că am făcut eu pe lângă și alte chestii și așa mai departe, da, sparcul ăla de la început din relație a fost. Și dacă te uiți la majoritatea oamenilor, este vorba și să zicem puțin de noroc, dar și norocul ăla ajungi la el dacă ești în mediul respectiv. Că tu n-ai cum să te duci să-l cunoști pe nu știu ce patron de restaurant din România când tu cânti pe stradă în uh, Italia și nu te știe nimeni. Și chiar dacă, îți zic încă o dată, dacă, indiferent că lucrezi acasă doi ani de zile, ceea ce nu cred eu sub nicio formă, dacă te pui pe treabă să faci mai puțin bani decât acolo, măcar Mă, mai e altă chestie, tu ca tată, ca soț, ca orice altceva, cum, cum arată când te întreabă cineva uh, cu ce te ocupi? Sunt cântăreț, unde? Păi pe stradă în Italia. Versus? <laughs> nu, dar cum te simți tu ca om? Știi că trebuie să te gândești la chestia asta. Bă, cine sunt eu ca om? Cine sunt în fața lui nevastă mea, cine sunt în fața la copiii mei, la frații mei, la toată lumea? Și că poate zici, bă, pe nu mă respectă. Da, da, nici tu nu te respecti. Știi, asta le-am zis odată proiectul ăsta al lor mei și ei știu cât de greu este să intri în industria asta, să ajungi de ce ai la tu nevoie de, 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 ce ai tu nevoie la de validarea celorlalți? Ă, nu am nevoie de validarea lor, în niciun caz. De ce te influențează atunci părerea lor? O minimă validare ar fi de la soția mea. Dar uh, problema este că acum nu știu, nu vreau să fiu chiar așa de deschis, că nu vreau să vorbesc ce nu trebuie și să ajungă unde nu trebuie, dar sunt diferite cazuri, știi, te sună la telefon sau măcar ție mie n-au curajul să-mi zică în față. Pobune, bune, ai mei sau socrii mei sau părinții mei, nu au curajul să-mi zic că faci, bă, ce faci tu nu e ok. Uh, dar fac altceva, se bagă așa ca șoarecele, știi? Îi spun lui nevastă mea, a, uite ce face bărbatul tău, iar a venit acasă, maica mea nu altcineva, sau taicăm. ia uite ce face soțul tău, iar a venit acasă, iar stă să se bage cu lotarii cu restaurantele, cu astea, cu astea. Și? spune să se ducă înapoi la să facă bani, să facă bani, pentru că noi avem în creierul nostru doar bani. Viziunea asta, știi? Și nu e rău. Dar uh, trebuie. Eu am nevoie de ceva sustenabil. Eu am nevoie de ceva care se reziste în timp, să clădesc ceva. Păi asta faci. Păi, dacă vrei să clădești ceva, faci lucru greșit, pentru că nu clădești nimic făcând chestia asta. Niște bani exact. pe care îi faci tu astăzi, îi cheltui mâine. Exact. Da, exact e cheltuia, tot ce faci. Adică tu mănânci de pozit pe alta acolo, nu faci nimic, tu nu clădești nimic. Mare parte din diaspora avem problema asta. Ce facem, ce facem în 10 luni, cheltuim în 2 luni. O lună vara și o lună iarna. Asta e problema casa... oamenilor în general, să știi. Că acolo n-ai pun să-i cheltui, că ești la muncă și de-aia n-ai pun să-i cheltui. Exact. Asta e problema oamenilor. Casă... Nu e... când ajung, când ajung acasă luna lui august, diaspora cam pe atunci ajunge acasă. Oh, ce urât e în România, ce știu. normal că e urât în România, bro, dacă tu cheltuiești 10.000 de euro în două luni de zile. Normal că e urât și nu produci nimic. Normal că e urât. Da. Uh, Dar vezi că lucrurile astea care zici tu că nu te influențează, te influențează. Da, exact. și mai ales când nu spune. Dar eu spun mecanismul meu. Mie nu-mi pasă de ce vorbesc cu oamenii dacă are cineva ceva să-mi zică, să aibă curajul să vină să-mi spună în față. Și să, să vorbească cu mine, nu să-mi reproșeze sau ceva, că știi cum e, oamenii nu prea, ei vorbesc în spate. Dar dacă au vorbit cu altcineva despre mine orice, mie nu-mi pasă, pentru că nu e problema mea. Asta nu e problema ta ce vorbesc ei despre tine, pentru că ei vorbesc despre tine din limitările lor. Tu trebuie să fii ochelar de cal, trebuie să ai ochelar de cal. Nu trebuie să auzi, nu trebuie să vezi nici în stânga, nici în dreapta. O ai pe nevastă, stai lângă tine și tu îi spui. Iubita mea, ai încredere în mine că eu ce fac, fac pentru noi. Și trag chestia asta și nu mă las până nu reușesc. Asta trebuie să știi soția ta. Cum suntem noi făcuți? Uh, mașina... ...de uh, departe. Astea sunt ok. Și mie îmi plac. Așa, mașina Dar și dacă... casa, dacă s-a întrerupt. Uh, Ma mașina și casa, a... ai zis, nu? Da, deci mașina și casa și petrecerile și chefuietul tu sunt pe primul loc. E ok. Și eu sunt de acord cu chestia asta. Până la un moment dat, aici este un, o conferință sinceră. Știi? Uh, nu suntem roboți, nu suntem făcuți să fim roboți. Vrem și să ne distrăm o perioadă din timp. Dar Absolut. dacă unul dintre, noi, unul dintre, noi, are o scânteie de la Dumnezeu, are o meserie aparte, are o idee de un business, are ceva de făcut aparte, știi? o scânteie de la Dumnezeu, o scânteie, trebuie aplicată, trebuie să lași pe locul 2 casa și mașina. Nu trebuie să lași pe locul 3 că... casa și mașina. Nu știți ce sunt oamenii. Dă-mi voie să dăm voie să termin ideea. Te, rog. Să, de a, te rog, să mă iert. Oamenii spun așa. Îmi iau un BMW pentru. Îmi iau un BMW, îmi iau o mașină pentru copiii mei, pentru familia mea. Nu, copilul ăla la 5 ani nu le interesează dacă îl duci până la grădiniță într-o daci sau într-un BMW. Nu reușește să facă diferență. Sunt de acord cu tine. Dar hai să spun două chestii. Că tu mi-ai zis, când am vorbit zilele trecute pe WhatsApp, tu mi-ai zis că e importantă mașina și casa și nu cariera. Ok, îți iei mașina. Nu, în, în viziunea lor. În viziunea mea, eu... Da, că îți cum... spuneau, spuneau ei chestia asta. Da. Uh, mașina o cumperi. Îți iei mașină scumpă, da? Îți dai 50 100.000 de mii de euro pe mașină. Îți iei casă. Da. 100.000, de mii, 150 de mii, ți-ai luat și casă. Ai reușit, ai muncit, pe brânci, sulei. N-ai carieră în spate, da? Da. Ce faci să întreți casa aia și mașina aia? Că e casă cu 300 de euro pe lună la mașină. E combustibil. Sunt reparațiile, e 1000 de euro un amortizor. Ce faci? Dacă tu nu ți-ai creat. Oamenii de multe ori gândesc așa pentru că ei au preluat gândurile astea de la altcineva. Ei exact. nu gândesc toată teoria asta corect. Pentru că trebuie gândită invers. Primul rând, te ocupi de lucru care îți generează bani. Nu contează că stai acum cu chirie, nu contează că ai leasing la mașină sau orice altceva. Tu trebuie să te concentrezi doar pe lucru care îți face bani pe cariera ta și să, faci, să reușești să faci din ce în ce mai mulți bani. Stilul de viață pe care îl ai vine după aia dar cu cât reușești o perioadă mai lungă de timp să te stăpânești când te duci la o petrecere bă, știu că cheltui bani la lăutar când mă îmbăt, da, cât îmi iau? 5 milioane maxim nu-mi au bani la mine știu că mă duc la cumpărături și spar ca nebunul când am bani în buzunar, nu-mi au bani la mine sau încerc să nu mă duc la cumpărături da. cu vacanțele la fel, știu că bă, că mă duc cheltui de toate mă duc la un all inclusiv puterea mai ales puterea bărbaților, în general, dar a oamenilor în general, este controlul. Să te poți controla, să nu te lași dus de val de fiecare dată, să strângi un mănânc de bani, a doua zi să-l arunci pe jos. Eu înțeleg că e chestia asta la toți că am crescut săraci și cum vedem banii ne stresează și trebuie să scăpăm de ei imediat. Ca asta se întâmplă. Ai văzut monunchiu de bani 10.000 de euro, te-ai dus cu el la casă, gata, pe păi ce mai cheltui? Hai să-mi iau și aia, hai să-mi iau și aia, hai să-mi iau și aia, hai să-mi iau și aia. Asta nu e că zice lumea, e din limitarea noastră mentală. Pentru că nu ne-am învățat, poți să ai o viață foarte frumoasă la un standard mediu. Da. da. Nu trebuie să, adică poți să ai o mașină care să arate bine, pe care să nu dai 100.000 de euro. Poți să dai 25.000 de euro pe o mașină care arată bine. Și, că e o mașină foarte frumoasă la 25.000 da, poți să să-ți da? iei un BMW, uite, un BMW seria A5, unde nu te, faci, nu te faci de rușine nicăieri cu el. E 10-12.000 de euro un F10. Okay? Adică nu, nu trebuie să te faci de rușine să mergi sau să, să crezi că te faci de rușine că te primi într-o dacie. Dacă ăla e nivelul tău actual ca să te primi într-o Dacia, hai, asta e, Dacia, mergi cu capul sus. Dacă le facem invers, trăim iluzia pe care ne-am creat-o. Trăim o iluzie. Pentru că ce vezi în exterior nu este real. Nu reușești să întreții uh, acea casă mare, nu reușești să întreții să acea mașină foarte scumpă, uh, care, cum ai spus și tu, doar un amortizor costă temir cât, pentru că tu, din cealaltă parte, nu generezi bani. Sau modul tău de a genera bani este foarte sensibil. Dacă o zi nu te-ai dus la muncă, n-au venit bani. Păi da, asta înseamnă că tu cheltui mai mult decât produci. Sau cheltui mai mult decât ar trebui să cheltui. Și ai două variante aici. Că de asta zic că nu e rău nici bine. Mă, îți place să cheltui bani? Bun. Învață să produci bani. Învață să produci bani ca să. mai mult decât poți să cheltui. Asumă-ți chestia asta. Bă, îmi place să cheltui. Îmi place să mă duc să mănânc homari. Îmi place să mă îmbrac de la nu știu ce firmă. Pune mâna și fă bani. Un an, doi ani, cinci ani, 10, 15, 20 de ani până ajungi acolo să poți să faci chestia aia. Găsește portițe, muncește până cazi jos, nu știu, dacă chestia aia, dacă nu poți să te limitezi. Fă chestia asta, ai de astăzi două variante, cheltui mai puțin sau faci mai mulți bani. Și atunci dacă nu poți să faci mai mulți bani, automat, dacă tu începi să cheltui și ce n-ai, o să fii tot timpul un punctul ăsta, pentru că, în, cum ziceam mai devreme, tu poți să ai o viață frumoasă și fără să cheltui extrem de mulți bani. Poți să-ți iei copiii să te duci la un restaurant frumos, în loc să dar nu te duci în fiecare zi, te duci și tu o dată pe săptămână. Nu te costă nimic să scoți copiii în parc, nu te costă mare lucru să bagi niște motorini în mașină și să te duci, să ieși puțin din oraș, să te duci cu ei la un picnic. Și nu trebuie să te duci la mare la 5 stele, te duci și tu închiriezi un apartament după Airbnb cu 56 de euro pe noapte și mai ții niște mâncare de la supermarket și după aia te duci tu doar o dată pe zi la restaurant. Adică sunt o grămadă da. tot de până care poți să cheltui mai puțin bani și să ai un stil de viață ok. Dar dacă tu te gândești tot timpul, bă, mă duc la mare, n-am cum să nu cheltui 500 de euro pe zi. Păi cheltui, tată, și eu dacă mă duc, cheltui și 5.000 pe zi. Fără să mă stresez. Că mă duc, iau o masă, îmi iau 2-3 prieteni după mine, mă duc seara la club, cheltui bani dacă vrei să cheltui. Asta, aici trebuie făcută balanța asta. Cheltui și la început, dacă reușești să începi să produci bani, după aia o să vezi că în timp reușești să-ți permiți lucrurile pe care le vrei. Dar trebuie să fie constant asta. Să începi să, să produci bani constant și banii pe care tu îi produci, de exemplu, îi produci astăzi într-o zi, să zicem, 100 de euro. Ok, ăsta e standardul de acum. Ăsta e golul meu principal. A trebuie să ajung prima dată, ăsta e scopul meu când ajung în România, să ajung să fac 100 de euro pe zi. Câte zile muncești? 20 de zile, 2000 de euro minim. Ăsta e minimul care vreau să fac. Ce trebuie să fac pentru asta, nu contează. Trebuie să cânt până dimineața, trebuie să mă dau peste cap, trebuie să mă îmbrac în clown, nu știu, zic că aberez aici, dar să înțelegi ideea. Da. După aia, ai ajuns acolo, ok. Vreau să cresc puțin stilul de viață. Vreau să mă mut într-o casă mai așa, vreau să mă mut în oraș, vreau să-mi iau o mașină mai așa. Bun, ce fac? Ai două variante și aici. Mărești numărul de clienți sau crești prețul. Da. Pentru serviciile tale. Când ajungi să fii cunoscut și vin 10 la tine și te vor toți în aceea zi, bă, îmi pare rău. Până la urmă, îi dau ăla care i-am promis sau ăla care îmi dă ce mai mulți bani. Uh -huh. Pentru că timpul meu valorează din ce în ce mai mult. Eu acum, de exemplu, am crescut ședința de consultanță la 200 de euro pe ședință. Pentru că în timpul ăla eu pot să fac altceva. Da, dacă vrea cineva și are nevoie de chestia asta, de interacțiunea asta, ăsta e, e prețul. Dacă, da, dacă eu vreau, vorbesc cu tine pe gratis, cum facem acum. Știi? Pentru că asta vreau eu, dar sunt oameni care îmi scriu, bă, nu vreau, nu te cunosc, nu știu, nu vreau să vorbesc cu tine pe gratis. Pentru că eu pot să stau să-mi iau o oră, două ore din timpul meu, să-ți spun niște chestii, să încerc să te ajut și tu să nu faci nimic cu ele. Na, atunci când pui banul jos, e altceva. Pentru că atunci ești decis să faci ceva. Vrei să faci ceva. Și îți pui, nu doar vorba, pui și altceva care să fie acolo investit. Na. Dar referitor la partea asta cu A, planul A, planul B, eu zic să-ți dai mai mult timp și în timpul ăla pe care ți-l dai să faci absolut tot ce stă în putință, să nu fie un lucru pe care ai putut să-l faci în plus și să nu fi făcut. Da? Pe toate planurile că e vorba de TikTok, că e vorba de tine, că e vorba de showuri, uri că e vorba de ce vrei tu. Să nu fie, să nu există, să nu faci nimic cu jumătate de măsură. Că nu există nimic, nu există am încercat. Există fac sau nu fac. Nu există încerc. Și atunci dacă faci lucrul ăla, bă, îl fac. Nu îl încerc, îl fac pentru șase luni de zile, îl fac pentru un an de zile. Nu există. Deci singurii oameni pe care eu nu-i văd că fac ceva sunt ori leneși, ori nu prea își doresc cu adevărat, nu o prea fac. Se prefac că încearcă. Mi-am scris aici ce era atent la tine, mi-am scris aici ce mi-ai zis tu din ideea asta, am scris să fă totul la capacitate de 100%. Aia care este capacitatea ta, dar fă-o la 100%. Ha. Sau dacă azi, de exemplu, ai făcut ceva asta și să te gândești la final de zi, bă, aș fi putut să fac ceva mai bine azi? După aia, nu în sensul că să te simți vinovat, în sensul în care ziua viitoare să devii mai bun. Bă, aș fi putut astăzi, sincer vorbind, să postez trei video pe TikTok? Bă, aș fi putut. De ce n-am făcut-o? Păi am fost o putoare. Na, bine. Atunci încerc să nu mai fiu putoare mâine. Încerc să le fac. Știi? Și toate lucrurile astea pe care le faci repetitiv devin din ce în ce mai ușoare. Dar trebuie să ții ritmul. Nu mai rupe ritmul. Astăzi nu știu cum te faci de un video pe TikTok, dar mi-l postezi. Scoți telefonul afară din casă, chiar dacă te duci la cântare, chiar dacă nu, îl scoți și, și postezi. Trebuie să menții ritmul. Că nu e greu. Îți iau un minut. Cinci minute maxim să-l faci și să-l pui. Știi vorba al Dacă n-ai cinci minute, înseamnă că n-ai viață. Și te da. înțelegeam. Dacă lucrai 8 ore la birou și mai te duceai și pe la cântări 2-3 ore și nu știu ce, poate te înțelegeam că n-ai timp. Sau că nu mai ai energie, nu că timp, că timp-ți-l faci. Că 5 minute, dacă-ți iau telefonul și văd cât stai pe social media, sigur stai mai mult de 5 minute pe zi. Da. Timp în care ai fi putut să faci, nu să doar să te uiți. Da? Împinge-te tu singur, că nu o să te împingă nimeni. Nimeni nu o să tragă pentru tine, cum tragi tu. Mai e o frică care cred că o avem cu toți în ultima perioadă. Știi, cu războaiele astea, mai ales că eu nu m-am uitat mai deloc. Cum am auzit că e un zvon de război, gata, nu m-am mai uitat la știri deloc. Eu și așa nu mă uitam. Nici nu te mai uita, că s-ar putea să... Mi-a zis cineva odată o chestie care mi-a rămas în cap. Zice, băi, dacă se întâmplă ceva destul de grav, o să afli oricum. Nu trebuie să te uiți la știri și da. și mă uitam, mergeam cu nevastă mea, eram prin munți pe undeva, și cu ăștia mici și îi zic auzi, dacă n-am fi știut noi de la știri că e COVID că e război, că e nu știu ce te uite-te așa, uite așa afară, ce ni s-ar fi părut nouă diferit? Mm. Sau să mergi pe stradă pur și simplu, să te uiți mm. la oameni să nu știi te-ar te -ar fi afectat ceva de genul ăsta dacă n-ai fi știut ți s-ar fi părut că toate lucrurile sunt normale și atunci, de ce nu ne purtăm ca atare? Pentru că ne ne intră în minte lucrurile astea și ne țin captivi, oarecum. E frică de... de așa. Cu toate că uh, toate lucrurile astea pe care noi nu le putem controla, nici nu ar trebui să facă parte din gândurile noastre zilnice. Și înțeleg că vin tot timpul, dar trebuie să încerci să le dai la o parte. Pentru că n-ai cum să le controlezi. Nu putem să Să spun, Daniel, concret, e frica că noi facem un proiect, știi, mă pregătesc din noiembrie până în aprilie, șase luni de zile, toc tot ce am de tocat, mă pregătesc pentru marele meu proiect. Și când încep să intri în producție așa sau ceva de genul, s-a finalizat. Construirea proiectului, să zicem așa, și încep să intri în piață, să vinzi. Mm -hmm. Atunci poate să vină o, iar o catastrofă, o da? Asta, mi imaginez iar o catastrofă, o pandemie, așa. un război, unul de știi? Așa, și. Chiar, at chiar atunci când încep eu să. Eu așa. sau oricine altcineva. Poate să vină și poate să nu vină. Da. Știi, știi care e pericolul aici? Pericolul e că dacă nu vine, de exact. degeaba. Exact asta, exact. Același răspuns mi l-am dat și eu. Exact, îți, îți jur exact același răspuns. Nu să te mai gândești la o altă chestie. Băi, ok, hai să zicem că da, poate vine război, poate asta, Doamne ferește, pentru familia noastră așadar. dar te gândești la al doilea război mondial. Băi, aia care au supraviețuit până la urmă. Cum ne au supraviețuit, bă? Că era de? și te erau și astea, sunt și, na, poate din tot felul de etnii, de unde au fost, ce s-a întâmplat. Bă, unii au supraviețuit, unii nu. Dacă nu supraviețuiești, e foarte, e foarte gr puțin probabil că faptul că tu te gândești la chestia aia să te ajute cu ceva. Că te gândești poate pe doar la războiul care se va întâmpla odată. Nu te va ajuta cu nimic când va veni război. Că te-ai gândit tu 5 ani sau 10 ani înainte la chestia asta. Și dacă, deci dacă ar fi să mori, să-ți se întâmple, să bă, vine catastrofa, bomba atomică sau ce vine, asta e. Pa, la revedere. Orice ai face. E, Lucruri da. lucrurile pe care nu le poți controla, Nu are rost să te gândești la ele atât de mult. Tu să te gândești, bă, ce, ok, ce pot să fac eu? Pot să fac, să fac lucrurile pe care le fac eu, dacă se întâmplă, mă, când sunt când se întâmplă au americani o vorbă, că trecem podul la când ajungem la el. Uh -huh. mă, atunci îl trec. Nu vreau să mă gândesc cum poate e mare, poate e mic, poate e adânc apa, poate poate nu e apă, poate trebuie să mă cață, poate nu. Bă, lasă-mă când ajung acolo, da, găsesc eu o soluție să să fac. Că sunt uite, de la pandemie, da? Cel mai bun exemplu, de când a început pandemia. Mulți s-au blocat, gata, pandemie, nu mai facem nimic. Câți ani au trecut până, până acum? Aproape trei ani, da? Ce ai fi putut să faci în trei ani, în oh. ăștia trei ani, dacă nu te-ai fi blocat mental că, bă, pandemie, virusul? Atunci au fost doi oameni, au, au fost două categorii. Unii care s-au închis în casă și au zis, aoleu, o să mor, și unii care au spus, acum e momentul. Exact, așa mă gândesc eu. Tu trebuie să fii tot timpul să te gândești, ok, care e oportunitatea? Nu care, care e dezastru. Care e oportunitatea? Ce pot eu să fac? Ce pot eu să fac cu ce am? Cu lucrurile pe care le am eu acum, în, în minte și în, dacă am ceva în buzunar bine, dacă nu, nu. Ce pot eu să fac cu ce am eu? Nu cu ce aș putea avea, nu că dacă aș fi avut altă mamă, altată, tată, nu dacă aș fi fost un talent, nu știu cum m-aș fi născut până în Caraibe mă, acum, în locul ăsta unde sunt eu astăzi, ce pot eu să fac cu ce am eu? Ce depinde de mine? Doar la chestia asta trebuie să te gândești, la nimic altceva. Că nu poți controla. Este... Te gândești la toate lucrurile alea absolut degeaba. Azi îți consumi toată energia degeaba. Și e și energie negativă. Tu trebuie să faci și dacă nu știi ce să faci, dă înainte. Era într-un film o chestie foarte interesantă care zicea în momentul în care nu știi ce să faci, fă orice. Dar fă ceva. Când te simți blocat, bă, n-am idei, bă, ok, n-am idei, da. Țac, țac, țac în fiecare zi, fac ceva. Continui, pas după pas, pas după pas. Că ajungi să intri într-un ritm în care nici nu-ți mai dai seama ce se întâmplă în jurul tău și te uiți în spate și vezi că tu, făcând chestia aia mică, ai avansat și ai făcut ceva. Exact. Da. Uh, mulțumesc foarte mult, Daniel. Îți mulțumesc foarte mult. Am reușit să, -ți, să te ajut să-ți clarifici gândurile puțin? Foarte mult. Încă o dată ședința asta m-a ajutat foarte mult. Mă bucur. Mă bucur și eu că te-am văzut încă o dată. Uh, acum tot mingea în terenul tău, să știi. Mingea în terenul tău. Tu trebuie să iei niște decizii pe care să ți le asumi ca bărbat și trebuie să mergi înainte. Crede-mă că oamenii din jurul tău, mai devreme sau mai târziu, o să creadă în tine atunci când o să crezi tu. Când o să te vadă că, bă, ăsta, e, ăsta chiar să duce, ăsta nu să las. Ăsta și-a pus ceva în gând, ăsta nu să las. Toată lumea o să înceapă să vină pe lângă tine, să zică, bă, poate mai devreme, poate mai târziu, poate alții o să fie sceptici toată viața lor, dar asta nu trebuie să te afecteze pe tine. Că oamenii care o să te urmeze, o să te urmeze asta. De ce urmează oamenii, în general, liderii? Liderii, ți s-au părut ție vreun lider în, de lumea asta? Că asta cu urechea, bă, oare ce crede ăla dacă fac eu asta? Oare ce o zice ăla? Oare ce o vorbi ăla pe la spate? Who cares? Oamenii au mers înainte. Au avut sfătuitori, oameni care s-au sfătuit, care i-au ajutat, dar în rest, opinia celorlalți sau nu i-a interesat niciodată. Și de asta au reușit să facă ce au făcut, pentru că au fost duși cu cap. Și trebuie să ai o mică, să-ți asumi o mică boabă de nebunie, dacă vrei să ajungi undeva. Pentru că în antreprenoriat sau în orice în viața asta înseamnă nebunie. Să crezi tu în tine că nu crede nimeni altcineva. Și să nu te aștepți ca nimeni altcineva să creadă în tine. Da. Exact. Bun. Te-am lăsat, uh, Vali. Îți mulțumesc încă o dată, Daniel. Cu mare plăcere. Îți urez o zi plăcută. Sper ca ce am vorbit să se uh, să aibă și efect în mintea ta. Dacă nu acum, poate mai târziu, dar sper să te fi ajutat. Da. Și dacă uiți ce am vorbit, uite, chiar o să pun video asta pe YouTube și te duci la el și le revizitezi și <laughs> îți mai aduci la dată mi-am notat aici ce am de făcut. Bun. Da. Te las. O, o zi, zi bună să ai. Pa, pa.